Oțelul trebuie să plece din stadionul care i-a fost casă timp de mai bine de 30 de ani. Conducerea Arselor Mital a hotărât să evacueze fosta campionă după ce s-au adunat restanțe care depășesc 200.000 de euro la chiria stadionului. Funcționarii clubului care aveau birouri la stadionul Siderurgistul vor fi de asemenea evacuați. Singurii care nu-și vor schimba locația sunt copiii și juniorii clubului care se vor pregăti în continuare pe terenul sintetic de la baza Siderurgistul. Angajat toți clubului și jucătorii vor fi nevoiți să-și desfășoare activitatea la Arena Zoltan David. Oțelul a ajuns într-o situație fără ieșire, iar vinovații de acest lucru se fac Dan Adamescu și reprezentanții TNG.